Salut! Iarăși noi cu schimbătoarele noastre de căldură. Este ceva nou, este ceva interesant și vreau să vă arăt ce am făcut și noi săptămâna asta. Am făcut mai multe, dar astea sunt de prezentat cu video. Este vorba despre două schimbătoare de căldură pentru șemineu. Deci, ăsta este un schimbător pentru un șemineu, cred că de fontă incorporat, cu intrare și ieșire la un țol. Două țevi nu s-au pus în partea de sus pentru ca să circule fum mai ușor. Cred că așa și-a dorit clientul. Este un schimbător de căldură cu lungimea de 45, adâncimea de 300 și înălțimea de 350 mm. Din țavă de 38, țavă de 25, țavă calitativă de 139 de bar, de 2 mm. Deci noi cu țavă ieftină nu lucrăm. Asta e primul schimbător. Deci a doilea schimbător este un schimbător tot de tip dreptunghi. Deci sunt două schimbătoare de tip dreptunghi. Ăsta este așa. E ca așa dacă să-l prezint, că stă pe o parte altfel. Cu ieșirea în jos și intrarea apei tot merge în jos. Și în partea din spate, deci are, este destul de greu, partea din spate are două țevi la 38 și țevi montate așa, în forma asta. Orizontal. Orizontal, da, din stânga în dreapta. Deci tot din țavă de 2 mm, noi altă țavă nu folosim. Partea asta, s-a lăsat fereastra asta pentru ca să-l poată curăți dinăuntru, să tragă din sobă. Asta nu merge în sus, dar merge orizontal, merge încolo, da? Și ca să curăță, scurăță soba, scurăță șemineul, din partea asta va trage cenușa acolo. Deci vor apărea diferite întrebări referitor la de ce intrarea și ieșirea, ambele se uită în jos, că ieșirea trebuie să uite în sus. Domnilor clienți, domnilor potențial clienți, noi cunoaștem lucrul ăsta, dar în cazul de față, așa și-a dorit clientul. Și vă rog frumos în comentarii să nu îmi scriți că nu este bun, că nu știu ce. Noi toți vrem să mâncăm. Și din cauza asta executăm lucrări care poate noi am face altfel, dar cum doresc clienții, așa le executăm toate lucrările. Deci, ca să fie clar la întrebarea asta, că noi de obicei ne străduim să dăm un sfat util clienților noștri. Dar până la urmă ne conformăm după dorința lor și după dorința meșterului care execută lucrarea acolo, la domiciliu dumnealor. Deci dacă v-a plăcut, distribuiți și dacă aveți nevoie de prețuri, un comentariu de tip preț de desubt la video și vă voi trimite răspunsul în privat. Sau telefonați la numărul de telefon 0698 96672. Numai bine vă doresc și o zi bună!